Thank you. Stai așa. Chiar se vede. Ia-l, ține-l puțin. Chiar se vede frumos, wow. Da? Let's go. Wow. Un an nou. Suntem la început de 2022. La mulți ani 2022. E o nouă eră. Wow, suntem un viitor. E o nouă eră și sunt aici cu Bianca Adam, una din persoanele de pe internet pe care eu le urmăresc și le admir din... Vin complimente. 2012, de când, dinainte să mă apuc eu de vlog, una din primele persoane pe care le-am cunoscut din online și drept să zic când te-am... Băi, deci eu... O să încep prin a spune că față de tine, acum vin confesiunile după complimente, okay, știi? Ok, I'm prepared. Deci eu față de tine, nu știu, deci tot timpul, în primii ani când ne-am cunoscut, știi că noi ne-am cunoscut de foarte mult timp, ne știm, de prin 2015, tu cu Shelly ați fost primii vlogări pe care și i-am cunoscut. Și ți-am dat primul P de bere, hardcore, nu o să fiu niciodată. Da, în Costinești. Fă parte din evenimentele din viața ta. Chiar da, chiar da. Și îți mulțumesc pentru asta, dar nu de asta voiam să zic, dar voiam să zic gen la început, atunci când ne-am cunoscut, eu cumva, chiar aveam cumva o reținere așa față de tine, că te vedeam așa de, uai, vlogărița din România, așa, nu știam cum stiau, eu mă vedeam pe mine așa cu un copil, așa, de ce ar sta ea cu mine, cine are prieteni, ea petrece și eu sunt așa unica, nimeni aici care să mai muțărește. Mai auzit chestia asta, că oamenii mă vedeau sau mă observau după petrecerile pe care le aveam sau le organizam. Managerul meu la un moment dat mi-a zis că storiile mele se duc într-o direcție prea sumbră, cu prea multe petreceri. Acum mai dau dreptate, dar în același timp nu înțeleg de ce noi vedeam asta cumva ceva de necesar de schimbat, dar a impactat multă lume. Știi, vibe-ul ăla, cheful ăla de viață, de distracție, era și o etapă a vieții, sincer. Știi, nu o făceam pentru că... prindea la public, cum niciodată n-am făcut ceva ce prinde la public. Ce vei cu că ai simțit. Absolut. Da, uite, de exemplu, ai zis acum că vedeai asta ca pe ceva necesar de schimbat. Ai zis în propoziția asta. Da, de da, ce da. Anume? Când te referi acum la necesar de schimbat sau atunci? Nu, că... vedeam ca echipă. Managerii mei ziceau că ar trebui să schimbăm puțin look-ul ăsta al story-urilor, al cum arată direcția asta a vieții mele private și inclusiv a episodelor, pentru că foarte multe episoade erau party related, gen aveau legătură, tipuri de oameni la party, I don't know, ce fac românii de 1 mai, toate erau în sensul ăsta de party, dar cum să schimb ceea ce sunt? Da, Cum să fac asta? Zic doar că la nivel de echipă ei aveau perspectiva asta și eu le-am dat dreptate ulterior pentru că nu mai sunt ceea ce am fost atunci. Cu siguranță am schimbat asta, dar n-am schimbat-o că trebuia pentru public, n-am schimbat-o că așa dădea bine la branduri, n-am schimbat-o că așa dă bine la nu știu cine. Nu-mi pasă că îi dă bine. Dacă mie nu-mi dă bine să fiu cumva, nu să fiu așa. Cum acum poate oamenii mă vor în vibe-ul ăla de petrecere, nu că nu mai sunt, că sunt acolo, mixez, ador să dansez. Ne-am petrecut la Electric și la Antol de anul ăsta. A fost incredibil. Când e loc de festival și de petrecere, sunt prima, nu e nicio problemă. Stau, dansez până pică boxa. Dar nu mă mai reprezint în totalitate, înțelegi? Și dacă oamenii cer asta de la mine să fiu așa, că le e dor de vechea tequila, că vechea tequila, dacă mai văd o dată vechea tequila, e ok, nu mă deranjează, doar mă consumă să repet de foarte multe ori același lucru, nu o să fac niciodată, nici măcar pe vechea tequila, nu o impersonez de dragul a părerii oamenilor. Pentru că înseamnă să vă ofer, să ofer oamenilor ceva fake. Și nu e ok, pentru că chestia asta nu poți să duci. E ca și cum ai purta o mască și dacă o faci continuu, constant, zilnic, te va consuma incredibil. Dacă noi nu ne încărcăm cu ceea ce facem și din contră ne consumăm, nu ducem, suntem ca o baterie. Deci îmi pare rău pentru vechea tequila, sunt aceeași tequila, doar că sunt cea de acum, adică sunt eu. Let me be, eu, are un adevărat sens acum. Deci mi se pare așa de tare că ești autentică și că îți asumi chestia asta, să te arăți cine ești tu ca persoană. Că chiar când ai vorbit acum,
am simțit, știi, că mai ales că te-am văzut și am văzut ieri TikTok-ul respectiv al tău, în care cineva ți-a spus tot de treaba asta. Că și... dădurile înapoi sau nu știu ce. Da, da, și da, da. Și faza e că dacă e să stăm să ascultăm oamenii după ce zic, nu o să găsești niciodată vreo variantă în care să mulțumești toți oamenii. Pentru că eu atunci, exemplu perfect, eu când mi-am făcut dreaduri, o lungă perioadă toată lumea... mi-a cerut să fiu mai feminină, să renunț la dreaduri, dar vrem și noi să vedem o dată fără dreaduri, dar vrem și noi să nu știu ce. Am renunțat la dreaduri pentru o zi, ca să mi le fac mai subțiri, a fost mare... Atunci ne-am și întâlnit. Da? Da, la Brașov. La Brașov, da, 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 da. La Bran. La Bran. Da, da, da. Am renunțat pentru o zi, le-am arătat, toată lumea a fost, wow, ne-ai împlinit dorința, apoi le-am făcut la loc, da. Iar ai dreaduri, fac, nu știu ce. Am renunțat la dreaduri pentru că am vrut eu, adică după mult timp, când eu am decis că gata, m-am săturat de ele și nu mă mai reprezintă pentru că nu mai oglindesc ceea ce sunt pe interior și am zis, bă, nu mă mai simt bine cu ele, eu le port, eu cu capul meu, eu le port, nu le mai vreau, deci n-am făcut-o sub nicio formă pentru că am fost presată de lungul anilor, că puteam să fac de mult. Iar acum când nu le mai am, jumătate din comentarii, pe TikTok cel puțin, sunt... unde sunt dreadurile? Te știu de când aveai dreaduri și de când aveai dreaduri înseamnă din vară. Deci gândește-te cum oamenii nu percep timpul, cum nu își dau seama de lucrurile astea. Și ce e de învățat? Nu e că oamenii au păreri, vai ce răi sunt oamenii. E ok, toți oamenii au nevoie de sentimentul ăsta, de nostalgie, de să se simtă cumva, să le simțim suferința că nu mai primesc ceea ce vor. E ok, și eu fac chestia asta. Și eu plâng după desene vechi, le pun pe mașină sau fac chestii. Dar și eu ascult melodia Asia 300 și din astea. Iubim nostalgia. Da. Iubim nostalgia. Eu o iubim atât de mult încât a strâns un set de petreceri cu numele ăsta, mii de oameni, pentru că iubim nostalgia. E ok. Ceea ce avem noi de învățat, pentru că doar în raport cu noi avem ceva de învățat, nici de cum să schimbăm oamenii, este să nu ascultăm. Să nu facem lucruri ca să mulțumim, pentru că niciodată nu se mulțumește toți oamenii. Poate 100%. Orice chestia asta ca și sfat, ca și citat motivațional, e peste tot, dar ar trebui să le luăm în serios, nu doar să le postăm, nu doar să le citim, ar trebui să le luăm în serios, să ne trăim viața în funcție de ele. Și mie mi se pare că și noi ca oameni ar trebui, adică, nu știu, să învățăm să percepem omul ca om, pentru că m-am confruntat cu aceeași problemă cu care te confrunți și tu acum, mai ales în perioada după ce ți-ai scos dreadurile, că îmi zicea lumea că te-ai schimbat, ne-ai dor de Anca Veche, ne-ai dor de clipurile funny, eu cum am renunțat la YouTube și acum am început să vorbesc despre subiecte mai serioase, mai nu știu în ce măsură sunt mai serioase, dar diferite oricum. Și gen, nu poți mulțumi pe toată lumea, asta e 100% clar. Tot ceea ce poți face e să duci, să te arăți așa cum ești, oricum oamenii care rezonează cu tine și care te simt pe tine ca om, că mi se pare că fix cei mai nu hardcore fans, dar cei mai mari și did it. Da. Cei mai mari susținători, cumva, ăștia care văd influencerii până la urmă nu ca pe un exponat de muzeu, cum vor ei să fie, ci ca pe un om. Care a fost cea mai ciudată sau, nu știu, cele mai ciudate întâmplări pe care le-ai avut cu niște fani? Cum s-o comportat cu tine? Ai avut fani care să se comporte cu tine nu ca om? Da. Da, am avut. Am făcut un atac de panică după o situație. Poți să povestești? Da. Ia zi. Clar. Atacurile de panică oricum sunt făcute ca să-ți arate ceva ce vrei să scoți afară foarte tare. O incapacitate de a face ceva, o incapacitate de a spune nu ție, altora, emoțiilor tale. Adică e bine, ai să, nu știu, poate o să aveți o reacție de repulsie că zic că atacurile de panică sunt bune. Nu sunt nebună că zic chestia asta, pentru că eu am trecut prin, nu știu, să dau un număr de atacuri de panică. Hardcore! Atacuri de panică pe bandă rulantă, efectiv. Și am suferit din cauza lor foarte mult și eu, în punctul ăsta, pot să declar răspicat, sunt benefice. Vă ajută să vă descoperiți și faptul că le simțiți face parte din proces. Ajungeți exact acolo unde trebuie. Și după cum spuneam, am avut un atac de panică și pentru chestia asta. Eram în Brașov, nu mă văzusem de mult timp cu oameni pentru că nu mai ieșisem foarte mult. Asta cu cât timp s-a întâmplat?
Anul trecut, cred. Ok. Sau anul ăsta. Nu, cred că anul trecut. Ok, de destul de relativ recent. Relativ recent, da. Deci eram trecută deja prin 8-9 ani de a fi creator de conținut. Și am urcat la food court în mall-ul din Brașov să mănânc. Și eram cu Brandy, cu Vlad, Grigore, cu mai mult, să nu mai țin minte exact toți care eram. Și au venit o gloată de adolescenți foarte mare și veneau foarte intrusiv, așa, știi, intrau în sufletul meu, dar nu că erau ei apropiați. Cred că și de la 2 metri vedeam la fel cu privirea de parcă eu nu existam ca și persoană, era acea imagine și, din nou, e o chestie normală, dar contează continuarea. Am zis, ok, sunt obișnuită cu chestia asta, haide să ne cunoaștem, să facem poze, să vorbim. E un moment în care, când te întâlnești cu un grup, unul cel mai dezinvolt, să zicem, sau care suferă cel mai tare, de fapt, în esență, pentru că are nevoie să se exteriorizeze. Să se exteriorizeze și să se pună deasupra celorlalți prin a se manifesta excesiv, să demonstreze că el e capul grupului și că el are cel mai mare curaj, pentru că se simte inferior în unele situații și e o nevoie din asta de a echilibra. Și am înțeles și pe copiii ăștia care au nevoie de chestia asta. Și ăla, de cele mai multe ori, personajul ăsta, are nevoie să te să te numească în feluri, să se comporte cu tine de parcă te cunoaște de o viață într-un mod foarte abuziv, să-i zicem. Adică, gen, te strigă, nu știu cum, știi ce zic? Bă, bie, faci cu mine o pot. Mai rău, gen, du-te mai departe, mai departe de atât. Cât de... Măi, genul ăla de hai să facem puțină catering, bă, tequila, ceva, mă, facem o poză. Hai, faci și cu mine. Hai, prietena mea cea mai bună. Se duce într-o direcție în care nu e neapărat cel mai bun prieten al tău sau nu vrea să se dea prietenul de al tău, vrea să se devine dea... mai mult la mișto. Da, vrea să fie haterul tău ascuns ca să facă puțină cateringă și să râdă grupul că și-a permis, înțelegi? Pentru că, na, eu am un metru și un șnițel și e destul de ușor să nu te porți cu mine foarte... Știi, dacă legea, valoarea existenței tale este forța, știi, asta e, da. Asta diferențiază oamenii între ei, se manifestă chestia asta și unii se simt mai presus când văd pe unul mai mic, știi? Da. Chiar dacă este o persoană pe care admiri, fiind mai mică puțin, deja ăla e punctul forte. Dacă lovești acolo, ești cel mai tare în fața grupului. E, și n-am putut, în momentul ăla, pur și simplu, am avut un moment de slăbiciune în care n-am putut să diluez chestia asta, în care am simțit energia asta că venea către mine de superioritate, de toate felurile astea. M-am simțit ca o maimuță cu care vrei să faci poze, dar nu vrei în același timp, doar vrei să ai un act. Și când a venit gen lângă mine să mă ia cu forța să facem poză, am încremenit un pic, am rămas așa, am reușit să diluez situația pentru că îi pun repede la punct, să zicem, îi liniștez repede cu chestiile astea pentru că le recunosc și am prins așa, am căpătat o obișnuință, știi, să ies ușor din situația asta, dar m-a consumat atât de tare că am simțit asemenea presiune și, nu știu cum se numesc, dezgust, am simțit atât dezgust în momentul ăla, că mă apreciez, dar de fapt faci mișto de mine, încât după ce am ieșit din situația asta, văzându-i și pe ceilalți că nu era nimeni atent la mine să mă scoată de acolo din situația asta, m-am simțit puțin singură. Gen prietenii tăi? Da, erau toți pe telefon, rezolvau o campanie. Efectiv, strigam oameni și nu era nimeni lângă mine în momentul ăla. Am diluat singură situația, dar după aia m-a lovit un atac de panică. Nu mai știam cum să ies din mall-ul ăla, voiam să ies pe orice parte, nu mai aveam aer, nu știam să mai respir. Nu mai puteam să fac nimic. Am ieșit de acolo, mai aveam puțin și plângeam, m-am calmat pentru că era destul de multă lume și nu e că e greșit să ai emoții, dar pur și simplu nu voiam în momentul ăla să mă deschid. Și cu chestia asta m-am confruntat, nu mai știu de unde a pornit discuția, când nu, am văzut o chestie cu fanii. Da. Deci asta e, cred că e cea mai dureroasă chestie pentru un creator de conținut, să fie strigat pe stradă dubios de oameni care nu glumesc cu o intenție bună, ci glumesc din nevoia asta de superioritate, din
Știi? Energia asta o simt de la 2 km și mă consumă pur și simplu. Adică încerc să-i înțeleg, fac tot posibilul, dar până la urmă sunt la mijloc și vreau doar să ies de acolo. Da. Atât. Altă situație a mai fost, nu știu ce mi-amintesc eu mai de mult. M-au pus oamenii să semnesc pe chestii dubioase, dar astea mi se părea amuzant. Da, funny. Caterinca. Adică îmi place partea de comunitate. Îmi place toată comunitatea, că și orice pădure are uscături, până la urmă copiii mei sunt toți. Da. Îi iubesc pe toți. Unii sunt mai cuminți, unii sunt mai umbrați. Îi șlefuim, că asta e treaba noastră, dacă ne urmăresc să influențăm cum trebuie să se descopere toți pe ei, pentru că așa se manifestă această descoperire de sine. Tot felul de... Adică eu am fost și bully din școală și bully. Am fost de toate ca să mă descoper. A trebuit să experimentez de toate. E ok, e ok să treci prin orice stare din asta. Da. Și înțeleg și pe ei, dar na, noi trebuie să ne, să fim stâlpi și să nu picăm când se întâmplă lucruri din astea. Mamă, deci ți-am absorbit povestea și atâtea chestii cu care am simțit că rezonez din câte ai zis și tu și eu am trecut prin atacuri de panică cu... copii, când bine la mine s-a întâmplat mai de mult și s-a întâmplat să se manifeste și fizic, foarte urât. Am căzut pe burtă de frică, de fugă și am învinețit toată zona asta. A fost God. În 2017, a fost ok. Da. Ți-a dat. Mi-a dat. Era o gașcă de copii, eram într-o pizzerie cu, zic așa, super briefly. Eram într-o pizzerie cu o prietenă după ce în 2017 am vrut să fac într-o perioadă o lună de zile zilnic vlog pe canalul principal Gen Entertaining și zilnic vlog daily pe canalul secundar. Și am intrat într-un burnout, de-am zis că nu mai vreau, îmi bag picioarele, mă duc la pizza cu o prietenă, că nu mai vreau să aud de asta. Și era o pizzerie cu geamuri de sticlă și s-a adunat o gloată de vreo 30 de copii în fața geamului să se uite la noi, că m-a văzut pe mine acolo. Și au început să bat în geam, erau și câțiva hateri care au început să fac așa, gen eu mestecam și făceau... gen ca și cu molfăi și chestii și când am ieșit au început toți să sară pe mine și efectiv am început să fugim, să o luăm pe după colț, nu îmi simțeam efectiv inima așa și am căzut și m-am vinețit toată aici. Ah. Da. Și prima dată m-am panicat când n-am putut să respir, când mai... și imediat ce m-am ridicat am dat de o mamă cu două fetițe care mi-a zis că mi-au zis prietenele ei că îs alți copii în față, că mi-au zis prietenii care erau în față că Ianca, că ești acolo înăuntru, poți să facă poze cu tine și am stat așa că am căzut și nu pot să respir. Și zis, da, sigur, da, se poate? Gen, what the fuck, eu eram acolo, mă durea de mor și hai să facem, și hai selfie, hai poze. Da, au fost. Da, e o latură vieții astea de creatori de conținut sau de YouTuber sau de orice fel de expunere socială necunoscută de foarte mulți oameni, că poate să-ți o dea nașpa dacă nu ești stabil pe emoțiile tale. E o chestie care sună ciudat din exterior, pentru că cum adică, sunt niște copii, vor să facă poze cu tine, dar nu toți au intenția asta. Nu toți au intenția doar să facă poze. E absurd să nu vezi partea minunată din faptul că niște oameni vor să împărtășească lucruri cu tine, că te apreciază și ți-arăți asta, dar nu toți vor asta. Deci unii sunt așa. Și în același timp sunt mulți care vor, nu știu cum să ajungă la tine, cum să te abordeze ca să fie ok pentru tine. Păi da, evident, pentru că sunt foarte multe emoții la mijloc. Drept dovadă, știi foarte bine ce am pățit eu la Electric. Deci eu m-am văzut în punctul în care am fost oglinda a tot ce văd în exterior. Deci a fost incredibil cum m-a arătat. Mi-am arătat singură ceea ce uram la alți oameni. Drept dovadă, din nou și o să spun de fiecare dată, tot ce vedem în exteriorul nostru conținem. Tot ce ne deranjează în exteriorul nostru conținem. Nu avem cum să observăm ceva la cineva dacă nu am conținut sau conținem acel lucru. Foarte interesant. Studiez despre chestia asta de destul de mult timp, cu legea oglindirii și legea corespondenței. Legea corespondenței spune că noi conținem tot ceea ce vedem în exteriorul nostru. Lumea din exterior arată precum noi suntem în interior. Frecvența de afară este ceea ce conținem înăuntru, pentru că pe aia o vedem. Altfel, dacă nu e pe frecvența noastră, gândește-te la frecvență exact ca la radio, da? Undele radio, dacă noi ascultăm din mașină Radio Zoo, păi este pentru că noi am dat pe frecvența aia și pe celelalte nu le auzim. De aia o vedem doar pe aceea. Drept dovadă, asta se întâmplă și cu emoțiile. De exemplu, eu văd pe cineva, să ne gândim la evenimente din exterior, să ne gândim la persoane. Deci legea oglindirii e în raport cu persoanele. Vedem o persoană și persoana asta este, nu știu, a furat ceva.
Iar noi avem o stare de repulsie groaznică, dar una este doar să observi și să zici, da, a furat ceva. Și să-ți vezi de viață, efectiv. Mi-a furat mie ceva, ok, hai să văd ce am de învățat din chestia asta. Ce n-am pus bine? Hai să pun mai bine data viitoare. Și eventual să nu mă implic emoțional în cum e altă persoană. Pentru că dacă ne-am implicat emoțional în tot ce vine spre noi, toți oamenii de toate felurile, am înnebunit. Ne-am duce, efectiv, cenzurezi? Pe p***. Ne-am duce pe p***. Ca și în alții, efect, dacă ne-am implicat emoțional. Noi învățăm cumva instinctiv să nu ne implicăm emoțional în orice. Dacă îmi prindem ceva care ne acaparează total, gen tu m-ai furat, mă implic în cum e persoana respectivă. Și mai interesant, mai subtil de atât, este că persoana respectivă, de fapt, acțiunea ei nu m-a afectat atât de tare pe cât mă afectează ideea de hoț, pentru că eu la un moment dat poate n-am furat niciodată, poate mi-am dorit și n-am iertat niciodată că am vrut să fac vreau asta. Vreau să dau un exemplu pe chestia asta ce zici acum, că eram, vai, nu știu dacă e ok să zic chestia asta pe cameră. Ok, da, eram... La niște prieteni acasă și vorbeam, nu știu cum am intrat într-o discuție în care vorbeau despre a fura și o prietenă a confesat că a furat niște chiloți dintr-un magazin, că sunt scumpi în magazine față de prețul care ar trebui să fie. Și eu am avut o reacție foarte, ce ai furat, ești hoață, pentru că în subconștientul meu... Cumva mi-era ciudă că n-am putut să fac eu lucrul ăsta. Pentru că știu că nu este etic, dar este o chestie pe care aș face-o dacă ar fi etic. Dacă ar fi etic și ne-am permite și am avea noi... Acum nu sugerez să furăm. Da, nu, Doamne ferește, nu, vorba nu. Despre asta. Eu vorbesc de subtilitatea emoțiilor, de unde vin. Impulsul pe care ne-l dă emoția. Ce se întâmplă la nivel subconștient în mintea noastră? Pentru că, din nou, dacă noi... ne-am implicat emoțional cu emoțiile noastre, adică n-am transformat povestea despre noi, nu ne-ar deranja nimic atât de tare. Nimic. Tot ce ne deranjează și ne stârnește este ceva din adâncul nostru care se declanșează odată cu acțiune pe care o vedem în exterior. Adică noi recunoaștem emoția. Furtul, eu am simțit cândva furt. Am furat pe cineva, nu m-am iertat, am furat timpul cuiva, m-am simțit... hoț într-o situație. Am simțit că am vrăjit pe cineva, nu știu cum, și am furat o idee, o chestie, se declanșează. Și cu cât e mai nevindecată chestia aia care se declanșează noi, cu atât o să ne afecteze mai tare și o să avem o reacție mai puternică la ce vedem în exterior. Da. Pentru că, drept dovadă, uite cum unele lucruri pe care le vedem ne afectează foarte tare și altele lucruri nu, dar poate au gravitate diferită. Poate unele chiar sunt mai grave, dar totul e dintr-o perspectivă anume. Pentru mine poate ceva e mai grav, pentru tine ceva, dar e doar despre noi. Da, că fiecare vedem prin filtru, prin subiectivității noastre. Mi se pare că e foarte greu să ajungi să vezi o realitate obiectivă. Și n-ai cum până la urmă. Ești format din emoții, din întâmplări, pe care singurul lucru pe care poți să-l faci ca să vezi tot obiectiv este să te vindeci. Tu mă crezi pe mine că eu m-am gândit constant în perioada asta să mă mut în munți? Cum constant. De? Constant. Cum pur și de? Simplu simt că cea mai simplă modalitate de a exista și de a trăi viața este în energia ta și a celor cu care alegi. Și mă oprește un singur lucru, legea oglindirii. Pentru că eu dacă nu văd în exteriorul meu oameni care îmi arată ce conțin, nu o să pot să evoluez niciodată. O să rămân așa. E bine cum sunt acum. Dar eu vreau să evoluez, vreau să ajung la cea mai înaltă versiunea mea. Și cum dacă nu mă enervez, dacă nu mi-arată oamenii asta, vezi că conții asta, vezi că asta. Pentru că am relații și pentru asta sunt oamenii din jurul nostru, să ne ajute să evoluăm. Și asta mă ține aici. Deci cum ai zis chestia asta cu mutatul în munți și am văzut tot postările tale, cam toate astea așa din ultimul timp, stau și mă gândesc, pentru că am văzut că ai pus azi pe story, că și azi, și ieri, că ai ieșit la alergat, cu mâncatul sănătos, cu ieșitul natură. Și parcă mă văd pe mine în primăvară, pentru că am avut o perioadă din asta, de prin martie și până la sfârșitul verii, de trezit dimineață cu alergat, mâncat sănătos. Voiam să stau, deci mă duceam în afara Clujului, pe un deal și stăteam. Când mă duceam acasă în Suceavă, voiam să stau acolo numai pentru că erau numai dealuri. Și mă știi duceam... de ce?
I guess, adică gen mă simțeam, eu mă simt foarte conectată cu natura și cu, mi se pare că chestia asta mă conectează foarte, foarte mult de fapt, cu mine. N-am pus întrebarea, bine, știi de ce a fost o perioadă când făceai asta? Pentru că după am avut nevoie de ce ai zis și tu, am avut nevoie de oameni, am avut nevoie să mă bag în situații în care, ok, am ajuns, simt că ăsta e momentul în care am evoluat cel mai tare și după am ajuns în punctul în care m-am întors în civilizație, am început să lucrez, am început să lucrez la festival, am început să m-am reapucat de content pentru că a fost foarte benefică la mine pauza de făcut content și am început să dau de oameni și am început să dau de situații foarte, foarte bune și de situații foarte, foarte proaste. Și ele mi-au amintit faptul că, băi, dar stai puțin, gen, eu niciodată nu o să cresc la modul ăla să fiu acolo astăzi, pentru că, cum ai zis și tu, constant intrăm în situații cu alți oameni din care putem să evoluăm mai mult și descoperim lucruri despre noi pe care nu le știam și pe care putem să le îmbunătățim sau care poate îs bune, dar nu știam că le avem în noi. Dar tu îți dai seama că tu ai făcut toate lucrurile astea, mă duc și fac asta, ți-a funcționat energia masculină la maxim, decizii, iau asta, fac asta, mă duc și fac constant asta, mă urc pe munte, după aia mă întorc înapoi și am experiențe și încerc să creez conținut. Astea sunt decizii pe care le iei pentru că îți permiți să schimbi oricând peisajul și îți dai voie ție să faci exact ce simți să faci. Știi că există oameni care simt din răsputeri să facă ceva și se opresc, au blocaje? Da, eu am fost unul dintre ei. Gândește-te cum arată situația asta. Gândește-te, da, uite, și asta încă legat de legea oglindirii, că mi-ai zis treaba asta, inclusiv podcastul ăsta. Podcastul ăsta a fost pentru, de fapt nici nu-i podcast, e un talk, discuția asta. E o poveste, un ceiuț aici. Ceiucul ăsta. Da, ceiucul ăsta. Ăsta a fost un lucru pe care eu îl am în minte de foarte mult timp, de anul trecut pe vremea asta, dar mă gândeam, dar cine o să se uite la mine? Dar cine o să-mi accepte invitația? Păi să... Pentru că, exact, și asta am făcut, a fost foarte benefic, am făcut asta anul ăsta. Pentru că până la urmă, asta e ceea ce cel puțin și eu promovez pentru oameni și îmi place să le zic și nu am promovat asta înainte pentru oameni pentru că nu credeam în chestia asta eu în mine, că prima dată trebuie să te, cum ai zis și tu, să te vindești pe tine și după ce știi n-ai că... N-ai ce să oferi. Da, exact. N-ai cum să oferi. E un punct, știi ce vrei să faci, dar ca să ajungi acolo... Trebuie să asculți sufletul și pe etape. Da. Hei, acum ai nevoie de chestia asta. Păi da, dar eu vreau să fac podcast. Nu, ai nevoie de chestia asta. Da, exact. Asta. Când ai capacitatea să asculți sufletul și să te abandonezi lui și să nu te duci cum știi că e bine. Păi da, dar eu trebuie să fac conținut, că cade canalul și după aia nu mai fac bani și nu mai pot să trăiesc și mor și... Da, da. Și se duce mintea în 15.000 de direcții. Abandonează-te sufletului și fă cum simți, pentru că simțirea... E de fapt cheia în toată chestia asta. Foarte puțin oameni în dualitatea asta și în graba și în frecvența asta rapidă care se schimbă și practic în esență graba în care trăim, în viteza luminii. Mi se pare că trăim, totul trece timpul repede, nu o să avem timp să facem nimic și uităm de noi. Uităm să ne ascultăm, exact. Toată lumea este într-o grabă continuă în care uită cum te întorci la tine să te asculți. Păi, eu ce vreau, frate? Păi sunt fericit că am relația perfectă în care mă cert în continuu. Dar ce? Am o relație. Și am jobul perfect. În care câștig o grămadă de bani. Da. Dar nu prea îmi place. Dar fac bani. Dar nu-mi plac colegii. Dar nu-mi place. Dar nu-mi plac. Dar fac, e bine. Dar nu-mi place unde stau. Că nu e lângă pădure. Dar nu pot să mă mut. Că pentru asta trebuie să vând pe ăsta și să mă mut. Sau trebuie să schimb chiria. So sau... much work. Gen, nu, treci peste toate chestiile astea. Pentru că e bine așa, pentru că e bine așa. Și nu te mai asculți pe tine. Și încep afecțiunile de toate felurile. Psihic, fizic. Pentru că nu-ți asculți sufletul. Și îți dă semnale, îți dă semnale în continuu. Îți dă semnale până îți arată efectiv, hei, nu e asta drumul. Și te va pune în punctul în care te conștientizezi că nu e asta drumul și te duce în punctul în care clachezi. Exact, și să fii atât de jos tot, încât numai atunci când nu mai e comod pentru tine, chiar dacă e nașpa, să fii atât de jos încât să vrei să urci. Și rău e că ne-am obișnuit cu chestia asta, ne-am obișnuit că după suferință urmează evoluția, dar ar putea să urmeze evoluția și fără suferință. Da, dar nu e normalizată treaba nu asta. Nu e normalizată. Noi așteptăm să clacăm și după aia luăm decizii și toată lumea înțelege.
bă, stai puțin că a nebunit, lăsați-l, lăsați-l să facă ce vrea, că uite, plânge, crizează, nu mai știm, lăsați-l, toată lumea înțelege oamenii abia când clachează. Exact. Hai să normalizăm, să facem cum spune sufletul nostru, fără să ni se mai pare exagerat, doar pentru că suntem bine acum, că nu o să mai fim dacă nu facem asta. Și mai ales, uite, în cultura noastră, la noi în România, mi se pare că e normalizată treaba asta de când suntem mici. Trebuie să mergem la școală, să mergem la facultate, să avem un job 9-to-5, să ne facem familie, să ne facem job, să avem copii pe pattern-ul ăsta. Și merge așa pe pattern-ul ăsta încă de când ești în general, în liceu, și îți crezi că așa e bine, că așa e comod, dar de fapt ceva nu îți merge bine, dar nu ești învățat să îți umbli în tine, să te întrebi pe tine, să vorbești cu tine, că și asta, să vorbești cu tine, nu e normalizată treaba asta. Și multe ori, ce, cum să vorbesc cu mine? Dar păi uite, eu de exemplu m-am mutat singură pentru că efectiv aveam nevoie de timpul ăsta cu mine, pentru că pe lângă job, pe lângă timpul cu alți oameni pe care îmi place tot ce fac și n-am cum să zic că nu îmi place asta, am nevoie, băi, dacă nu mai vreau de oameni, dar pe stați acolo, mă duc acasă, îmi pun muzică de care simt acum, dansez o oră la mine în cameră și prin dans îmi exprim tot sufletul acolo, sau dacă vreau scriu poezie, desenez toate chestiile astea, gen ca să găsesc în ele chestii prin mine, că mă las așa pe pilot automat și pe pilot automat îmi dau seama de ele. Ce și îi minunat. Mamă, e extazul vieții ăla. Da. Așa arată extazul vieții. Da. Se face pielea de găină. Am descoperit extazul vieții de 3 ani de când lucrez la mine. La mine, eu sunt șantierul meu. Și astăzi pe drum, uite că face referire super tare ce ai zis tu acum la ce am văzut pe drum. Deci am condus, frate, eram la semafor și conduceam mașina și mă pun eu încet acolo și văd o femeie care mergea, dar nu pot să vară că trebuie să mă ridic. Bă, nu știu dacă intri. Hai că o să imit puțin. Da. Prima dată am observat că mergea ca în GTA, făcea așa. Efectiv, mergea așa. What the fuck? Ce bine se simte. Avea căștile în urechi și făcea așa. Și mergea într-un mod. Și după aia văd că merge puțin mai pe stradă. După aia văd că ridică mâna așa și face la o mașină. Mi-am dat seama că ceva s-a scurt circuitat un pic. Să zicem că asta ar fi o părere, prima părere. Mergea pe jos? Da, da, okay. Da. Mergea pe jos. Și face cu mâna la mașină, ascultă muzică, era în elementul ei. Prima părere pe care o avem cu toții este că s-a scurt circuitat ceva și nu mai funcționează mental în parametrii normali. Tot timpul, ghilimele, nu știu ce e normal. Apoi m-am gândit ce percepție au oare oamenii despre ea când o văd. Și m-am uitat la alți oameni să văd cum arată ei. Și mă gândeam, m-am pus în perspectiva lor și efectiv m-am teleportat în corpul lor. 2 secunde. Da, ați ajuns? Așa. Tipa care mergea pe stradă și percepția, da, oamenilor. Deci m-am teleportat în percepția oamenilor și m-am gândit ce ar spune un român? Săraca, nebună. Și m-am gândit, bă, da, dacă nebunii de fapt au descoperit un alt adevăr. Dacă e adevărul de a-ți manifesta corpul cum vrei tu. Da, poate ei nu sunt conștienți de asta, dar sufletul lor e. Înțelegi? Sufletul nu rămâne inconștient niciodată. Ei nu mai sunt conștienți. Asta poate să fie trist. Că nu sunt conștienți de ce manifestă. Dar măcar sufletul se manifestă. Exact. Înțeleg? Văd o parte bună în chestia asta. Iar pe de altă parte, când mă uitam la oamenii ăștia în corpul cărora m-am teleportat, ca să văd din perspectiva lor, mi se părea că ei sunt nebuni. Pentru că ei mergeau la muncă, mergeau la școală, mergeau în locuri, dar cum o făceau? Așa. Se țineau de geantă, se uitau în jos, se gândeau la griji. Mergeau și mă gândeam, cum să trăiești în nebunia asta? Cum să fii o oaie care e învățată cumva și să nu simți măcar atâta, să ridici capul din pământ? Mă, măcar atâta să faci. Să lași sufletul să vadă în jurul lui, măcar atât. Să nu mai fii atâta în tiparul ăsta al societății în care trebuie să fii așa, să nu perturbi liniștea, să mergi drept, să nu deranjezi pe nimeni. Ok, nu deranjezi pe nimeni, am înțeles. Dar cum ar fi să vezi măcar, să fii conștient de drumul pe care l-ai? Păi femeia aia care era inconștientă de ce făcea, era așa. M-a admirat cu toată privirea ei, făcea cum la mașini.
Păi asta era gen conștientă, știa, vedea, era, da, era. În lumea era din acolo. Jurul ei, nu în era ei, în capul ei. Realitatea ei, dar toți suntem. Da. Știi, hai să ne facem realitatea mai frumoasă, dacă, mai ales dacă avem norocul să fim conștienți de realitatea noastră, hai să o facem mai frumoasă. Păi cum arăt eu care la semafor trebuie tot timpul să mă cațăr pe un stâlp din ăsta ca să nu pot să aștept jos. Mă manifest, da, perturb da, liniștea, bă, fac ceva, sunt rebelă, nu știu ce. Dar poate măcar simt să scop capul din pământ. Exact. Cum ar fi să vedem nebunii ca fiind cei, de fapt, sănătoși mental? Da, exact. Da, nu știu, stai așa că ai zis ceva și mă gândeam la o chestie când ai zis de treaba asta. Uite, când ai zis de oamenii care stau cu capul plecat și stau și așa în treaba și lor. Și mi-a venit chestia asta cu hurt people, hurt people și healed people, healed people. Și mi se pare foarte interesant cum, de exemplu, tipa respectivă de care ai zis și oamenii care se manifestă și sunt cât mai mult în realitate au o energie super profundă în sensul de pot să îi facă pe alți oameni să iasă, da. Să se descopere, da. Pe ei. Pe când unul care stă cu capul plecat, care are o zi proastă și merge și dă și altuia o stare din asta nașpa, că vezi, doamne mie, de exemplu, mi se pare foarte de căcat faptul ăsta că se normalizează depresia. Gen, da, e ok să faci awareness că este depresie, dar mi se pare super nașpa să zici, da, e ok să ai o stare nașpa, așa că o să am o stare nașpa și azi, și mâine, și o să mă complac, de ce să mă complic când pot să mă complac, că e călduț aici. Și gen, stai, de unde am ajuns la chestia asta? Și așa rămâi depresiv, rămâi cu o stare nașpa și normal că nu o să-ți convine nimica, normal că o să vrei să-i faci pe acei oameni, pentru că simțindu-te tu așa tot timpul crezi că așa e normal, dar așa e normal pentru că poate și ție ți-a fost transmis de la alți oameni, de la alte acțiuni, da, din exterior, greu, nu din tine. Și până nu dai de cineva healed, pe cineva care vede realitatea și își manifestă propria realitate super clar, n-o și nu vezi. Stă, nu o să vezi lucrul ăsta. Noi, o să vină cineva healed lângă cineva unhealed și nu o să-l vadă pentru că nu e în aceeași frecvență și o să-l numească nebun, inconștient sau eu știu în ce direcție. Nu, pentru că, din nou, e acea frecvență Radio Zoo și Radio România. Așa? Și tu auzi Radio România că acolo ești. Nu poți să auzi altceva și nu poți nici să vezi altă frecvență. Pentru că, ok, observi, dar până nu ai tu decizia să schimbi frecvența, să citești, să faci lucruri care se ridică frecvența, să știi că meditezi, vrei. Uite, na, să meditezi, să ridică frecvența, până când nu ai intenția să vezi pe ceilalți oameni și să înveți de la ei, nu să înveți de la oameni. Uite, eu postez lucruri că am parcurs un drum de echilibrare și toate chestia asta, dar pentru unii oameni care nu sunt în așa frecvență, și e total ok, așa arată procesul, arată ca și cum, mamă, și asta cu spiritualitatea ei, cu nu știu ce, lasă mă dracu, în ce lume trăiești, ai luat drog și ai văzut nu știu ce. Înțelegi? Pentru că este o percepție pe care nu au accesat-o cu prin prisma faptului că nu sunt în etapa aia și e ok, procesul arată în toate felurile. Nu la asta mă refeream neapărat când am zis, dar mă refeream la faptul dacă este cineva cu o frecvență foarte mică și vine cineva cu o frecvență foarte mare, cel cu frecvență foarte mică nu poate să-l atace pe cel cu frecvență foarte mare decât dacă îl trigăruiește maxim cu ceva. Adică păi, nu poate. Să-l trigăruiesc, trebuie să fie nevindecat complet. Da, aia. Ceea ce ești tot timpul, în definitiv. Da, tot timpul, dar sunt mai mici șansele. Sunt mult mai mici șansele. Pe un om vindecat și lucrat observă toate tipoarele și le recunoaște la cineva nevindecat care atacă. Da, dar să zicem că sunt trei tipuri de oameni. Frecvență mică, frecvență medie, frecvență mare. Ok. Cel cu frecvență medie vrea să meargă spre frecvență mare, știe și conștient de faptul că e on a healing path. Uh-huh. Dar vine cel cu frecvență mică și zice nu, că asta nu e ok, că asta nu așa, că vezi că ăla cu frecvență mare e de fapt nebun. Ăsta cu frecvență medie are mult mai mari șanse să își micșoreze frecvența și să se întoarcă. Pe când dacă stă mai mult cu cel cu frecvență mare și învață de la el, fiind deja pe path-ul ăsta, are mult mai mari șanse să-și mărească frecvența. Și de ce? Se întâmplă asta? Spune! Stringuri. O persoană cu frecvență mică, ca să aibă capacitatea să te tragă mai tare, tu cunoști și persoana asta și persoana, da? Frecvența foarte mare și nu foarte mică. Vorbesc din experiență proprie. Da. Eu sunt mijloc, da? Da.
cunosc lucrători spirituali, consilieri spirituali, vreau să zic din prima, oameni cu o frecvență incredibilă și cunosc oameni în frecvență mică foarte apropiați mie, dragi mie. Ok, de ce au capacitatea să mă tragă mai înspre ei dacă aici e vindecarea mea, aici este extazul vieții? Înțelegi de ce pot să facă chestia asta? Sunt stringurile energetice despre care cu toții știm, da? Stringurile pe care le formăm cu oameni în relații, rolurile pe care le avem, care ne seacă de energie implicit de putere. Deci o să ne ducem și o să ascultăm și o să credem toți oamenii față de care avem stringuri și roluri. Lucrurile astea trebuie tăiate în fiecare seară. Ți adună energia și nu tai orice string, orice rol. Tu ești tu cu tine, atâta. Tu cu toată energia ta. Toate sunt stringuri, toate sunt relații, sunt roluri inventate. Rolul de fică perfectă, rolul de angajat perfect, rolul de creator de conținut, salvator, rolul de mamă, de nou vorbesc emoțional. Da. Rolul că eu trebuie să sufăr pentru copilul meu, nu victima. Victima, arhetipurile, toate. Da. Astea sunt niște roluri inventate de noi, că trebuie să fim cumva, nu trebuie să fim nici cum. Când ai toată puterea la tine, poți să alegi liniștit în ce direcție te duci. S-ar putea să alegi frecvența înaltă. Dacă mai ai de învățat chestii din frecvență joasă, te duci și acolo, avion te duci dacă ai nevoie. Înțelegi? Pentru că am picat și eu, pentru că am avut nevoie și după aia ridicare e și mai mare și mai puternică. Exact. Dar asta te trage, nu doar stringurile, pentru că dacă vine un om pe stradă la mine și îmi zice cu care eu n-am nicio legătură și n-am stringuri față de el, e posibil să-mi zică ceva care să încerce să mă convingă într-o direcție, nu o să-l ascult niciodată. Da, pentru că nu ai niciun string cu el, nu are nicio influență asupra ta. Oamenii care au influență asupra ta, mai în planul fizic vorbind, aceia decid asupra direcției tale. Și trebuie să ai foarte mare grijă să decizi tu asupra direcției tale. Și îmi place discuția asta, gen, fix n-am mai auzit de conceptul de stringuri, dar exact aceeași percepție. Uite, pe care o am. Adică eu, de exemplu, eu iau ca pe un joc de rol. Adică eu sunt eu cu mine, dar uneori, de ce mă văd în relații cu alți oameni sau cu alte situații și în fiecare seară, prin ce ți-am zis procesul ăsta de mai devreme, asta fac. Stai, mă stringuri. Detașez de... Da, nu ziceam așa, foarte interesant și mult mai puține cuvinte. Sunt firele... Cum era? Ioana, cum era cartea aia? Firele nevăzute ale energiei. Ok. Să spun și autorul, dar nu vine cap. Urmează să o citesc. Mi-a fost recomandată, mai ales pentru creatorii de conținut. E foarte important pentru că noi avem stringuri cu toată comunitatea noastră. Nu înțelegi prin câte părți pierdem energie. Da. E incredibil. Și mi se pare că noi, creatorii de conținut, nu știu, suntem și mult mai de mici, învățăm lucrurile astea și putem să ne trezim mai devreme. Pentru că interacționăm mult mai mult și intrăm în mult mai multe situații diferite cu care, în mod normal, mulți oameni nu interacționează. Nu interacționează și, drept dovadă, îți dai seama și ignoranța. De misiunea pe care o avem în a, cum îmi place mie să-i spun, în a documenta experiențele noastre ca să impactăm pozitiv pe ceilalți. Exact, exact. Dar în același timp nu suntem salvatori. Și asta e tot un rol. Da. Nu e datoria noastră nimic. O facem pentru că alegem. Corect. De acord. Când am fost noi la Electric și am stat într-una din serii, am stat la povești vreo două ore acolo și nu știu cum am ajuns, am vorbit la un moment dat despre energia feminină și energia masculină. Da. Eu de conceptul ăsta până atunci nu m-a interesat neapărat încă să știu. Încă o carte de recomandă la asta, ca să se înțeleagă totuși, femeia interzisă vorbește. E în proces de a o citi pe toate, dar știu că am tot ce scrie acolo, că lucrăm, adică și persoana care mă ghidează pe mine, m-am învățat foarte multe de-a lungul timpului despre asta, din cartea aia, dar tot trebuie citită și cartea. Da. Poți să spui puțin despre echilibrul ăsta, mai ales că vorbeai și despre echilibru, te-am văzut pe story, despre echilibru dintre energia feminină și energia masculină și, nu știu, tu cum ți l-ai găsit? Sau cum, care spași spre a-i găsi oamenii? Sau pe mine, mie mi se pare foarte interesant. Deci noi, ca și persoane, ne naștem cu energie feminină și masculină. Nu e de obicei echilibrată, dar le conținem pe amândouă.
acum nu vorbim despre în energia feminină, despre feminitatea noastră din exterior, și în energia masculină nu despre a fi băiețoasă sau bărbații a fi feminini, nu are nicio legătură cu aspectul sau cu chestiile astea de, care sunt de fapt niște niște stereotipuri. Da. Cercei și oja pe mâini la băieți nu este, nu ține, nu are legătură cu energia feminină a lor, pentru că oja în sine și toate aceste briz-brizuri sunt stereotipuri. Tocurile au fost mai întâi la bărbați. Deci da. Gândiți-vă că lucrurile astea țin de perioada în care ne aflăm, le dăm noi context, dar n-au nicio legătură cu energia feminină și masculină. Energia feminină și masculină se referă de fapt la valorile cu care noi venim să experimentăm pe pământ. Energia feminină are ramura asta de blândețe, de empatie, de creație. Opa, scuze, nu eu. Opa, scuze. Ok. De creație. Energia feminină, energia creatoare. Toți creatorii de conținut, tiktokerii, oamenii care pictează, oamenii care creează, au o energie feminină incredibil de dezvoltată. Despre asta e vorba. Grija față de creație. Pe când energia masculină înseamnă nici de cum stereotipurile, să faci bani, să nu, n-are nicio legătură cu chestia asta. Energia masculină se referă la stabilitate, la putere decizională, la raționament. Sunt două lucruri diferite pe care le conținem. Deci noi tindem de foarte multe ori, pentru că nu știm acest adevăr, să căutăm în exteriorul nostru. Da. A, păi eu sunt femeie și am energie feminină, adică eu pot să fac și așa, dar eu nu pot să iau decizii, așa că o să caut pe cineva din exteriorul meu de sex masculin eventual, sau la care simțim, pentru că sufletul simte cum, pe unde își găsește energia. Sau da, găsește o tipă care are o energie feminină debordantă și nu știi de ce vrei să stai mai mult lângă ea, pentru că ea are putere decizională, pentru că tu nu ai și trebuie să te încarci, pentru că tu nu știi că poți să o dezvolți pe a ta. Înțelegi? De-aia e important să echilibrăm pe aceste două, ca să putem să existăm la cel mai înalt nivel. Asta e cheia. Asta e cheia. Da. Acest echilibru între cele două este cheia. Ca noi să funcționăm cu randament maxim. Să putem fi și empatici și raționali și stâlpi, dar mai e și partea negativă. Ca de obicei în dualitate, aceste două energii au și umbre. Umbra energiei, umbra energiei feminine este una dintre ele, victimizarea, suferința, mai este și umbra empatiei, dacă o pot să o numesc așa, unde de fapt nu empatizăm față de alți oameni. Noi, adică nu empatizăm, dar empatia nu e tot una cu compasiunea. Empatia e din ego. Da, pentru că ne transpunem pe situațiile noastre. Și ne gândim, nu ne gândim, exact. Fac, situația asta există, aș fi putut să fiu acolo. Și încep să suferi. Da. Dar tu nu suferi pentru persoana respectivă. Și asta e o umbră, pot să zic, a feminității. Încă e vag pentru, și pentru mine subiectul, că studiez despre el. Dar asta este ceea ce consider și ce știu până acum și ceea ce cred până acum. Iar compasiunea este de fapt să vrei, să-ți dorești să ridici persoana respectivă din frecvența ei prin a te ridica pe tine, că nu ai cum altfel, ca să ridici frecvența egregorului. Adică tu rămâi stabil pe emoțiile tale și într-o frecvență înaltă unde știi frecvența, o vezi și te încarci din frecvența ta, și îi ridici și pe ceilalți. Asta e singura variantă de salvare colectivă. Să intrăm în noi și să ne ridicăm pe noi. Dar nu vreau să mă bat. Asta e umbra energiei feminine. Iar umbra energiei masculine este închisoarea inimii. Pentru că în energia masculină debordantă, unde nu există feminitate, unde nu există energie feminină, îți închizi emoțiile. Nu mai știi să-ți arăți emoții, pentru că trebuie să fii un stâlp rațional și decizional. Și fără să funcționezi cu emoții, e tot suferință. Deci de aia cele două trebuie echilibrate.
Există meditații în care echilibrezi energia feminină și masculină, unde un ghid te pune să-ți imaginezi, că până la urmă meditația, închizi ochii și-ți imaginezi, dar te duce sufletul și-ți arate exact ce ai nevoie să-ți arăți, să-ți arate. Și există meditații unde ești ghidat. Uite, de exemplu, sugerez tuturor care au comandat Secretele întregii vieți, volumul 1, să-l comande și pe volumul 2, pentru că volumul 2... La toate cărțile astea o să fie în descriere. Da, vă rog, este abecedarul. Te rog. Da, te rog. Este abecedarul nostru. Ar trebui să învățăm direcțiile sufletului astfel, pentru că e cel mai explicit și ușor de înțeles. Și ce vreau să spun e că la volumul 2 ai opțiunea să-ți comanzi un kit, se numește kitul co-creatorului, care vine cu stick, cu CD, cu ghid, mai ai o carte care e ghidul practic, ca să înveți să integrezi și să aplici ceea ce ai învățat, și acolo ai meditații ghidate chiar de maestra mea. Unde este și această echilibrare a energiei feminine și masculine, unde te pune să-ți imaginezi cum arată energia ta feminină și ai să fii surprins că poate nu arată ca o femeie, poate arată ca o bilă, ca o minge, ca... Înțelegi mai multe despre asta, că nu e vorba despre feminitate sau masculinitate. Și te pune să-ți imaginezi și energia masculină și ai să vezi că apare ca un cal, ca un cine știe cum vezi tu energia masculină, poate să apară ca o femeie, poate să apară cum vrei tu, în capul tău se întâmplă ce vrei tu. Și te pune, la un moment dat, să se împletească, să se cunoască, să vorbească, să vezi dacă au ceva să-și reproșeze, să vezi cine pe cine a subminat, să vezi ce se întâmplă. Și tu observi de acolo unde ți-a plecat energia feminină, de ce cine n-a lăsat-o să vorbească, să se manifeste, sau masculină. Deci meditația asta ghidată este miere, este divină. Te poți înțelege atât de bine pe tine și ce s-a întâmplat și revelațiile sunt orgasmul vieții. Efectiv, când vii cu o revelație și ai înțeles în sfârșit procesul, e examenul, ai luat examenul. La școala vieții. Școala vieții, care ar trebui să o facă toți băieții. Da. Deci cam asta cu energia feminină și masculină, atâta să știm că le conținem pe amândouă. Asta, cu asta încheiem. Cu asta am vrut să începem, dar mă bucur că a mers. Da. Cine este Bianca Adam acum? Fără filtru. Wow! Stai că trebuie să o grăbice. Wow! Cine este Bianca Adam? Creatorul? Nu. Omul. Cine este Bianca Adam omul? Nu există creatori aici. Deci la show-ul ăsta suntem oameni. Suntem... Scopul e să, ca creatorul tocmai să fie văzut ca om și să fie om din spatele contentului pe care îl face. Bun. În afara existenței mele fizice, care e în raport cu ceea ce creez, deci practic s-a schimbat și zona asta, dar dacă nu e important ce am schimbat în zona creației, Bianca Adam omul este și atât. Și asta le sugerez tuturor. Nice. O închis așa pe toate. Îți mulțumesc mult pentru apariții, pentru acceptare. Deci, sincer să fiu, eram aici ieri și chiar mă gândeam, băi, dacă nu-mi răspunde, dacă uită, dacă am venit degeaba, dacă nu... Nu, te-am lăsat să fiarbă acolo. Am stat un pic fiartă aseară. Mă gândeam, dar oare filmăm aseară? Dar în seara asta, dar e prea târziu, dar mâine am filmări. Deci, hai că facem! Mi-a spus, da, facem! Asta e gata, bun! Bine, bate palma? Mersi frumos! Lăsați-mi în comentarii cu cine ați mai vrea să fie alte episoade și sper că v-a plăcut discuția. Eu te-am absorbit tot ce ai zis tu și mi-a plăcut foarte tare. Și ne vedem săptămâna viitoare cu un alt episod. I love you! It was amazing!